Dan Dungaciu, analist politic, sociolog și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Dungaciu, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Duminică au avut loc alegeri în Republica Moldova, iar Partidul Socialiștilor s-a clasat pe primul loc. Ce înseamnă acest rezultat și cum poate fi influențat viitorul țării? În multe feluri, nu neapărat în sens pozitiv, pentru că, din păcate, Republica Moldova a intrat în aceste alegeri de pe o poziționare în relație cu partenerii occidentali, poate cea mai proastă din anii 90 încoace. Deci, Republica Moldova, în urma unor evenimente relativ recente, de 4-5 ani de zile, început cu furtul, faimosul furt al miliardului, nu? Care a scos din bugetul Republicii Moldova un miliard de dolari, până la anularea alegerilor din Chișinău pentru primăria generală, când un candidat ales în mod legitim a fost pur și simplu scos din cursă sau nu i s-a validat mandatul de către o justiție despre care toată lumea bănuiește probe suficient de consistente că e subordonată puterii, și trecând prin alte gesturi aparent mai puțin semnificative, schimbarea sistemului electoral în pofida recomandărilor instituțiilor europene, Comisiei de la Veneția, Partenerilor Occidentale, Republicii Moldova, etc., etc. Deci toate astea au făcut ca Republica Moldova, odată intrată în alegeri, să intre de pe o poziție aproape în afara hărții, ca să zic așa, de interes, din păcate, pentru Republica Moldova. Și aceste alegeri trebuiau să transmită niște semnale. Ei, semnale pe care le-au transmis aceste alegeri sunt că Republica Moldova se află în acest moment la o cumpănă. Cumpănă nu înseamnă între integrare europeană și neintegrare europeană, pentru că proiectul integrării europene pentru Republica Moldova este o poveste de foarte departe, din păcate. Dar este într-o cumpănă dacă se va afunda sau împlânta mai solid în ceea ce se numește lumea rusă de influență directă sau indirectă, sau va menține un proiect care poate să o apropie de spațiul european sau euroatlantic, inclusiv de România. De fapt, asta este miza discuției în Republica Moldova. Se poate întâmpla un lucru prost sau foarte prost, dar se poate întâmpla și un lucru care o să mențină într-un fel în sfera de, repet, de minim interes. Acum, ce variante sunt? În Republica Moldova, practic, dacă stăm să facem calcul, eu nu intru acum în statistici sofisticate, s-a menținut. Fiecare și-a cam luat voturile. Pe barca de plutire. Europenii și-au luat voturile lor, care sunt undeva pe la 30%, proesticii 30%, un electoratul dur, ca să zic așa, și un 30% fluctuant. Totdeauna a fost fluctuant Republica Moldova, un anumit număr de procente. Socialiștii domnului Dodon au luat 30%, plus vreo 10% a luat domnul Șor, care tot acestui tip de electorat i s-a adresat, că cam cât a obținut domnul Dodon la alegerile prezidențiale, undeva pe la 40-50%. Deci nu au fost surprize foarte mari. Surpriza plăcută, sigur, este blocul acum, care a reușit totuși în condiții vitrege, e un cuvânt pe care îl folosim în spațiul european. Am văzut, au fost tot felul de acuzații, chiar Maia Sandu, una dintre... A fost condiții extrem de vitrege, chiar și pentru condițiile de acolo, au reușit totuși să obțină un scor bun, chiar foarte bun din această perspectivă. Dar aceste permutări sau combinări de două, de trei, luate câte două, vor da ecuația viitorului Parlament, viitorului guvern. Cum spuneam, cel mai rău lucru care se poate întâmpla Republica Moldova este ca o combinație să se legalizeze regimul de putere anterior. Regimul de putere anterior era un soi de logodnă între guvernarea domnului Plahotniuc și președinția domnului Dodon. Era un soi de conivență. Cei doi și-au făcut enorm de multe servicii, deci în spatele continuei, de fapt, ei conduceau Republica Moldova împreună. Și scenariul cel mai prost posibil, care ar, de fapt ar arăta sau ar duce Republica Moldova spre o comuniune cu Federația Rusă cu acte în regulă, ar fi un scenariu în care o coaliție parlamentară a domnului Dodon și a domnului Plahotniuc ar face majoritatea și ar face guvernare. Atunci, drumul Republicii Moldova spre spațiul Federației Ruse sau de control indirect prin federalizare este, după părerea mea, pecetuit. Au fost inclusiv acuzații de fraudă. Ar fi putut fi fraudate alegerile? Credeți că s-a încercat acest... După părerea mea, n-au fost în Republica Moldova din 90 încoace alegeri care s-arată de prost. Pentru că s-au văzut, dacă ne uităm numai pe televiziunile, hai să zic așa, care nu sunt de casă, de guvernare, în Republica Moldova, pe Jurnal TV sau pe Europa Liberă, pe postul de radio, care au prezentat nenumărate filmulețe,
am vedea foarte limpede că acolo au apărut oameni care efectiv plăteau bani celor care veneau din Transnistria, vreo 37.000 de cetățeni, să voteze într-un anumit fel. Nu mai vorbesc de faptul că aducerea acestor oameni constituia în sine o problemă din moment ce tu ai adus aproape 40.000 de oameni dintr-o regiune transnistreană în care partidele n-au intrat să-și facă campanie electorală. Deci, practic, tu iei niște cetățeni dintr-un spațiu pe care nu-l controlezi constituțional și în care partidele politice nu s-au dus să-și facă campanie. Deci, ei au venit să voteze ce? Sau au venit să voteze pe baza a ce? Care e logica prezenței la vot a unor cetățeni care nu au fost expuși campanii electorale? Că s-au uitat pe internet, dar ei, repet, partidele n-au putut să meargă la ei să-și facă campanie. Deci, care e logica să voteze? Aici se ridică un semn de întrebare. Dar ei au fost aduși cu autocarele, s-au pus pe internet filmulețe în care se vedea limpede cum se pregăteau să fie plătiți acei oameni. Deci ăsta este un element care, evident, cel puțin două circumscripții unde au venit acești oameni, votul este total compromis din punctul meu de vedere și n-ar fi trebuit să fie luat în considerare. Ei, dincolo de asta, sigur că sunt multe aspecte care au grevat asupra unei sentințe foarte grăbite că alegerile ar fi fost corecte și trebuie să fie și proces și procesul trebuie validat. Opoziția a spus că nu e așa, că există multe probleme și a trebuit să fie luate în considerare. Deocamdată raportul final încă nu l-am văzut, pozițiile politice încă n-au apărut, cu excepția României, care s-a grăbit ieri să valideze un raport, nu? Și să spună că alegerile au fost libere și corecte. Deci România a fost primul stat care a dat un mesaj politic că aceste alegeri trebuie să fie recunoscute și asta în pofida declarațiilor pe care opoziția, adică blocul, acum le-a făcut cu o zi înainte. Deci cine se uită destul de rece la acest peisaj vede că România politic deja s-a distanțat de poziția opoziției, dar s-a apropiat într-un fel tacit de poziția guvernării de la Chișinău și ne putem aștepta probabil să fie o susținere pe mai departe, așa cum a fost de fapt și până la aceste alegeri, a guvernării domnului Plahoniuc și pe mai departe. E o poziție, după părerea mea, am mai spus-o și repet, riscantă. Spuneați, adinauri de posibile coaliții de guvernare, variante. Care ar fi variantele care s-ar lua în calcul pentru a forma o coaliție? Sunt teoretice, sunt mai realiste aceste versiuni. O primă variantă, de ce se întâmplă, ca cei care ne privesc să înțeleagă? Se vor valida aceste alegeri. Președintele va anunța convocarea Parlamentului, Parlamentul se va întruni, speakerul va deveni automat cel mai vârstnic, cum se întâmplă probabil și la noi. Este un deputat de la Socialiști pe care îl cheamă Smirnov și care e născut în 39, el va fi și speakerul primului Parlament, dacă vreți, sau prime ședințe. Acolo se vor alege organele de conducere ale Parlamentului și după care se vor constitui majoritățile. Domnul Dodon a ieșit public și a spus că eu vreau o majoritate politică, deci de partide, nu una de strânsură, cum s-ar zice. Ceea ce e o afirmație hazardată, pentru că ultimul premier, domnul Filip, Republica Moldova, a fost ales de un partid plus deputați independenți, care au votat, au semnat împotriva, adică în finalul unui, așa zis, proiect de guvernare, și acel premier a fost acceptat de către președinte. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că nu e obligatoriu să fie o coaliție de partide, așa cum sugerează domnul Dodon, cel puțin pentru că precedentul există în Republica Moldova. Deci ce se poate întâmpla? 1. Domnul Plahoniu să-și strângă în jurul Partidului Democrat al domniei sale, Partidul Șor, care este tot al domniei sale, și plus alți independenți, deputați independenți sau deputați racolați de la alte partide. Și să facă un 51%. Asta e o variantă. Și atunci vom avea o guvernare PDM, Partidul Democrat din Moldova, condus de domnul Plahoniuc, chiar dacă nu va fi el premier. Ar putea să fie vechiul premier, domnul Filip. Dar va fi o guvernare strict cu majoritate PDM. Este un lucru care se poate face pe hârtie. Domnul Plahoniuc poate face asta, are toate pârghii la dispoziție. S-ar fi foarte riscant. Ar fi foarte riscant pentru că va da prost în fața Europei, care ar vrea totuși o democrație și o transparență mai accentuată la Chișinău. Și de ce spun că e important Europa? Pentru că cineva trebuie să plătească după aceste alegeri. Este un element despre care ne discutăm, dar este foarte important. Guvernarea, adică partidul domnului Plahoniuc, a cheltuit foarte multe resurse în aceste alegeri. A cheltuit resurse și acum trebuie să primească bani să guverneze mai departe. Vine și nota de plată. Și vine o notă de plată. S-au dat bani, s-au mărit pensiile, cam cum se face într-o campanie electorală din acest spațiu de lume.
aproape uitat de lume, ca să zic așa. Deci trebuie să primească niște bani. Rusia nu dă niciodată bani. Rusia ia. Ea nu dă oricum nici măcar proprie datorii. Nu alți bani să susțin Republica Moldova, nu are niciun interes. Republica Moldova e complet neinteresantă economic pentru Federația Rusă. Deci din acest punct de vedere trebuie să ia bani. De unde poți să ia bani? Din Uniunea Europeană sau de la București. Este cele două surse de venit. Aici ar fi foarte interesant de văzut cum, apropo de finanțarea Republicii Moldova, se va plasa București în raport cu Uniunea Europeană, e un subiect asupra căruia poate o să revenim. Deci domnul Plahotniuc poate face guvern singur. E riscant, repet, și e contraindicat, după părerea mea, din perspectiva Bruselului. Dacă România va gira acest guvern și chiar va finanța acest guvern, România se va pune iarăși aproape împotriva ceea ce Bruselul probabil că dorește în Republica Moldova. A doua variantă. O coaliție. O coaliție cea mai, sigur, teoretic, cum s-au spus la București, cum dorește București, o coaliție între Partidul Democrat al lui Plahotniuc și Blocul Acum. Asta este, cine spune chestiunea asta, sau nu înțelege nimic din Republica Moldova, sau nu vrea să înțeleagă și vrea să găsească scuze domnului Plahotniuc pentru a nu se alia cu Partidul, cu Blocul Acum. Pentru că, evident, o asemenea alianță e imposibilă. Este imposibilă din foarte multe motive. Unul este că, de pildă, Blocul Acum a declarat că nu se va alia cu domnul Plahotniuc. Doi, dacă Blocul Acum se va alia cu domnul Plahotniuc, va ajunge eventual la putere, dar niciodată, la guvernare, niciodată la putere. Când ești un partid care abia a intrat în Parlament, trebuie să fii foarte atent cu cine dansezi. Nu? Când dansezi cu diavolul, de obicei diavolul conduce, chiar dacă tu ai sentimentul că ești parte în acel joc. Ori domnul Plahotniuc are toate pârghile de putere, pe care l-a folosit de fiecare dată. Domnul Plahotniuc are precedentul prin care a vărât în pușcărie un premier, pe domnul Filat, care era premierul Republicii Moldova, avea majoritate, s-a schimbat majoritatea, i-au ridicat imunitatea și l-au și ridicat. Deci când ai un asemenea antecedent, e greu să fii convingător când înțelegi partenerii, mai ales că, repet, domnul Plahotniuc va avea toate pârghile de putere. De la serviciile secrete, până la justiție, judiciar, poliție, DNA-ul lor și așa mai departe. Deci eu, nu că ar fi o sinucidere politică pentru Blocul Acum să intre într-o guvernare cu domnul Plahotniuc, dar ar fi o irresponsabilitate din punctul lor de vedere, mai ales că Blocul Acum sunt dușmani declarați, inclusiv domnul Andrei Năstase, care a fost scos din cursa pentru primăria generală, tocmai pentru că domnul Plahotniuc n-a vrut să-l vadă primar general. Ar deci, putea fi și o dezamăgire pentru votanții acum? Nu, ar fi un dezastru politic pentru Blocul Acum și eu am absoluta convicție că Blocul Acum nu va face acest pas. Deci cine colportează în România asemenea scenarii, repet, sau nu știe despre ce vorbește, sau pregătește terenul unei scuze pentru domnul Plahotniuc, că domnul Plahotniuc ar fi dorit, da, uite că Blocul Acum e încăpățânat. Nu s-a putut și Blocul Acum a declarat-o foarte limpede. Și anumite declarații oficiale politice ale României, după care asta trebuie să fie versiunea care ar trebui implementată, ar fi trebuit anterior să fie susținute măcar de o întâlnire oficială cu liderii Blocului Acum. Nu s-a întâlnit niciodată un oficial român cu ei la București. Niciodată. Prin urmare, dacă vrei să joci cu toți actorii, măcar joacă toți actorii, dacă vrei să fii convingător, nu să respingi pur și simplu ostentativ Blocul Acum și pe urmă să-i ceri să meargă la guvernare cu cel care i-a scos de la, le-a anulat poziția de primar general. Bun. Deci este o variantă teoretică, nici măcar o variantă luată în calcul. În al treilea rând, o variantă de, aici mai plauzibilă, pe termen mediu și lung, dacă nu pe termen scurt, din punctul meu de vedere, coaliția Dodon, socialiștii cu democrații lui Plahotniuc. Acest binom, cum l-am numit, care funcționează în Republica Moldova de vreo 2 ani de zile, fac o paranteză, domnul Dodon a fost ales președinte cu sprijinul nemijlocit al domnului Plahotniuc, pe televiziune domnului Plahotniuc, se spunea dincolo de acuzații absolut incalificabile la adresa doamnei Maia Sandu, care era contracandidatul domnului Dodon la vremea respectivă, se spunea că doamna Maia Sandu aduce 30.000 de sirieni în Republica Moldova, că deja s-a pregătit totul și că sirienii vor invada Republica Moldova. Asta se spunea pe televiziune în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Deci domnul Plahotniuc, dincolo de aceste mesaje aberante, domnul Plahotniuc l-a susținut nemijlocit pe Dodon să câștige președinția. Bun. Deci ei doi de atunci au colaborat într-un șir larg de cooperări care au fost reciproc, mai mult sau mai puțin reciproc avantajos. Deci, această coaliție ar fi, de fapt, formalizarea vechii lui binomului care, de fapt, conducea. O logodnă care devine căsătorie. Asta le-ar permite celor doi să aibă majoritate constituțională. Deci, nu majoritate simplă, constituțională. Deci, practic, să conducă Republica Moldova până într-acolo încât ar putea să anuleze anumite legi care vizau un tip de statut al Transnistriei și anumite condiții pentru rezolvarea chestiunii transnistrene, chiar ar permite să schimbe această legislație și să intre pe cel mai periculos scenariu pentru România, care este scenariul federalizării Republicii Moldova. Ei ar putea să o facă și pericolul pentru România și pentru cei care privesc asta ar trebui să fie această coaliție.
Pentru că această coaliție, din păcate, nu e favorizată doar de Federația Rusă, este favorizată și de anumite voci din Occident, care ar dori ca prin intermediul Republicii Moldova și prin intermediul Ucrainei să rezolve o problemă de diferent cu Federația Rusă. Adică ar vrea să găsească o soluție prin care să ridice sancțiunile, să intre într-un regim de, mă rog, de parteneriat, dar de comunicare cu Federația Rusă. Și prin intermediul Republicii Moldova și concesii reciproce acolo și în Ucraina, asta s-ar putea face. Nu întâmplător, domnul Dodon a fost invitat la conferința de la München, în care se prezinte conceptul de politică externă a Republicii Moldova, pe care l-a definit pro-Moldova, nici est, nici vest, ci pro-Moldova, și să prezinte chiar un program, un proiect de federalizare de statut pentru Transnistria. Deci se coace în anumite cancelarii, eu nu mă refer aici la oficial, la Germania, la conferința de la München, nu imaginez că pot să invit pe un șef de stat la München și Ministerul Afacerilor Externe german să nu știe de chestiunea asta. Chiar dacă conferința de la München nu e organizată de Ministerul Afacerilor Externe din Germania. Deci se coace un asemenea proiect, să nu ne facem iluzii din această perspectivă, și o coaliție Dodon-Plahoniuc este coaliția care va duce la îndeplinirea acest proiect, pe cel mai periculos lucru. Și în al treilea, în al patrulea scenariu, dacă vreți, teoretic și acesta, nu cred că se va procede la îndeplinirea lui, alegerea anticipată dacă nu există nicio coaliție, nicio majoritate constituită. Repet, e o naivitate, după părerea mea în acest moment, să spunem că nu există, nu se poate face o majoritate, se poate face o majoritate, Plahoniuc singur poate să o facă. Alegerea anticipată ar fi și foarte costisitoare și foarte complicate, resurse nu prea mai sunt. Și trei, nu știi ce iese din asta, pentru că blocul acum are un scor bun. Și dacă domnul Plahoniuc și domnul Dodon o să dea drumul la alegerea anticipate, e un risc să crească blocul acum sau chiar să scadă într-un fel ei rezultatul. Și jocul ăsta cu alegerea anticipată e riscant, mai ales că cei trei competitori au valori relativ egale, undeva pe la 30% fiecare. Și este foarte riscant să intri, să deschizi cu dia Pandorei, pentru că nu știi ce va ieși de acolo. Deci eu nu, după părerea mea, acest scenariu ar trebui exclus. Dar cum vi s-au părut reacțiile oficialilor români de după rezultatul alegerilor din Republica Moldova? Cu excepția acestei declarații de la Ministerul de Externe, prin care validează sau revalidează un raport internațional apropo de corectitudinea alegerilor și care a fost în sine un mesaj politic, care a fost un mesaj politic care s-a contrazis cu ceea ce spunea blocul acum, repet, cu dinainte, n-am văzut asemenea poziție, dar tacit România susține o coaliție între complet naivă, cum spuneam, între Partidul Democrat al lui Plahoniuc și blocul acum al Maestandu și al Andrei Năstase. Este o lipsă completă de realism și chiar un cinism. Dacă mă întrebați pe mine din perspectiva celor de la Chișinău, din perspectiva blocului acum, asta este un cinism. Să-i pui acum să se alieze cu călăul lor, după ce tu, 2 ani de zile, nu i-ai frecventat deloc. Deci, oamenii ăștia au venit pe la București de nenumărate ori să se întâlnească, de adevărul, cu oficialii români, niciodată nu s-au întâlnit cu ei oficial. Ultima întâlnire, sau prima, de fapt, quasi oficială, a fost când Ministrul de Externe a României s-a dus la Chișinău și în ambasadă s-au întâlnit cu toți liderii opoziției. Deci nu doar cu blocul acum. Asta fiind și o desconsiderare, dacă mă întrebați pe mine, apropo de potențialul lor politic în raport cu alții care au fost la aceeași masă. Deci acolo s-au întâlnit și li s-a spus să facă o coaliție inclusiv cu domnul Plahoniuc. Evident că după puțină vreme cei de la acum au ieșit și au spus că nu vom face coaliție cu, nici cu Plahoniuc, nici cu Dodon, ceea ce pentru un oraș sau pentru un centru regional precum București sună prost. Adică Ministrul de Externe spune faceți coaliție cu X și după puțină vreme ies și ei spun nu o să facem coaliție cu X. Sună prost pentru, hai să zic așa, exercițiul de influență al Bucureștiului în imediata vecinătate. A fost o declarație, după părerea, absolut hazardată a Ministrului de Externe și cred că nu ar fi trebuit făcută, pentru că replica blocului acum a pus într-o poziție slabă, șubredă, influența, capacitatea de influențare a Bucureștiului. Deci Bucureștiul vrea această coaliție, declară că o vrea, este complet nerealistă și eu aș sfătui pe cei care comunică acolo să nu mai folosească, să mai verbalizeze foarte mult asta, pentru că nu se va întâmpla și este România prost. Mă tem că unii, eu nu vreau să vorbesc de Ministerul Afacerilor Externe în integralitatea lui, mă refer la decidenții politici, pentru că știu că acolo există foarte mulți profesioniști. Am sentimentul, sau mă tem, că unii dintre decidenții politici de la București se pregătesc acum să susțină un guvern, mă rog, cu majoritate în Parlament, guvern Plahoniuc, și pe care să susțină și politic și eventual financiar. Ar fi foarte riscant și România n-ar ieși bine, cel puțin la pot cu partenerii de la Bruxelles. Prezența la vot a fost cu puțin sub 50%, o prezență destul de mică. La o prezență destul de mică, dar trebuie să plecăm de la ipoteza că Republica Moldova, de fapt, după fiecare alegeri, mai pierde un val de oameni.
Și asta s-a întâmplat și în 2016, după prezidențiale, când foarte mulți dezamăgiți că Dodon a ajuns la putere, au plecat. Eu sunt convins că și după aceste alegeri vor pleca din Republica Moldova. Deci Republica Moldova, din nefericire, este, nu reușește să furnizeze cetățenilor speranța că merită să te lupți pentru ceva. Sau că lumința de la capătul tunelului este vie, este vizibilă. Și în aceste condiții de atmosferă publică, ce a făcut blocul acum este aproape un eroism. Pentru că, vedeți, cât o fi fost de rău în România, la noi se vorbea de lumința de la capătul tunelului. Nu erau lumințe la capătul tunelului, pentru că era o integrare NATO care îți dădea, hai să zic așa, un pic de suflu, era integrare europeană care îți dădea un pic de suflu și statură. Adică puteai să spui că ai făcut totuși niște pași, cu toate defecțiunile noastre, multe dintre ele inacceptabile, am reușit să punctăm niște lucruri. E, gândiți-vă că Republica Moldova este într-o situație în care n-a avut niciun succes din 90 încoace. Din 90 încoace, în raport cu partenerii ei din fostul RSS, statele baltice, este la an lumină distanță. În raport cu România, cu care în anii 90 aveam un produs intern brut pe cap de locuitor, moldovenii pe undeva pe la 950-900 de dolari pe cap de locuitor, noi pe la 1000-1050, deci eram relativ la egalitate. Acum cetățeanul moldovean din Republica Moldova sau românul din Republica Moldova este de 5 ori mai sărac decât românul din România. Deci, Republica Moldova a mers tot în jos. Toate proiectele de statalitate, stat independent, unele declarații astea aproape ridicole, encomiastice cu Republica Moldova, care poate devine o Elveția a Estului, asta este maximul de ridicol la care s-a ajuns în declarația publică. A puțin timp după declarațiile astea s-au propusit o sistem financiar bancar în Republicii Moldova, apropo de Elveția care trebuia să fie. Deci, imaginați că cetățeanul de acolo este expus unei presiuni. Trebuie să-i mai dai unui cetățean câteva lucruri pozitive. O Republica Moldova n-a putut să facă asta niciodată și nu poate nici acum, că nici acum nu are un acord semnat cu Uniunea Europeană care să se garanteze integrarea europeană. Acordul de asociere este de a sta într-un acord de asociere cu Uniunea Europeană, dar fără perspectivă de integrare europeană. Și e foarte greu. Din această perspectivă, rata de participare a fost absolut rezonabilă. Pentru că, repet, mulți cetățeni au plecat, nici acolo listele nu s-au actualizat, e o problemă complicată cu listele în Republica Moldova. Mulți cetățeni au plecat și, doi, foarte mulți cetățeni plecați peste hotare sau în afară Republicii Moldova au fost sancționați de către actuala guvernare. Dacă ne uităm, cetățenii plecați în afara granițelor n-au votat. Nici Plahoniuc aproape deloc, nici Dodon, dar Plahoniuc deloc. De ce? E o atitudine și mai reactivă în străinătate față de guvernarea democrată, cum este la noi față de, hai să zicem așa, social-democrați, atunci când vorbim de votul diasporei. Dar acolo s-a întâmplat ceva inedit. Până acum, cetățenii Republicii Moldova erau acceptați să voteze, chiar dacă actele lor moldovenești erau expirate. E o situație unică. De ce? Majoritatea, sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au plecat în Occident cu acte românești. Deci cu pașapoarte românești s-au mutat în Occident și ei lucrează în Occident. Ei, stând acolo ani de zile, nu-și mai actualizează actele din Republica Moldova pentru că n-au ce să facă cu ele. Ei nu le folosesc pe acelea. Și atunci curtea, cecul Republicii Moldova a permis la toate alegerile ca cetățeanul Republicii Moldova să vină să poată vota cu pașapoarte moldovenești expirate, el având pașapoarte valabile în spațiul european, că le folosea pe cele românești. La aceste alegeri, pentru prima dată, s-a interzis alegerea cu pașapoartele sau cu documente moldovenești expirate. Ceea ce a fost o mare lovitură, pentru că cetățeanul care moldovean care se află în Marea Britanie sau în Portugalia sau Spania sau și n-are actele legalizate, trebuie să meargă la consulate. Consulat durează foarte mult până îi reface actele și costă mult. Sunt bani, sunt timp, deplasări. Așa s-a întâmplat și cu studenții din România. Studenții din România n-au putut să voteze, unii dintre ei sau cei care ar fi vrut să voteze, pentru că ei nu-și mai legalizează, stând cu pașapoarte românești, cu acte românești, cu buletin românesc, ei nu mai interesează documentele moldovenești. Iar ca să voteze, trebuie să plătească câteva zeci de euro ca să meargă la Consulatul Republicii Moldova să îi se perfecteze actele. Deci asta a fost o lovitură dată votului diasporei, care nu era deloc un vot favorabil puterii de la Chișinău. Deci asta este încă un element care, de pildă, a grevat asupra prezenței la vot. Dar, repet, prezența a fost, ca zic așa, decentă, apropo de câte lume a plecat, de fapt, din Republica Moldova și de puțin știm despre câți au plecat din Republica Moldova. Dar această prezență poate fi un semnal de alarmă și pentru România? Iată, România, ne aflăm într-un an în care vom avea, practic, două serii de alegeri. România intră într-o logică care nu am mai discutat-o
apropo de sondajele pe care le-am făcut în parteneriat cu colegii noștri de la The Polling Company din Statele Unite, România este într-o logică a dezangajării profunde. Și în Republica Moldova este o logică a dezangajării din cauza lipsei de perspectivă. În România este o logică a dezangajării care e cuplată cu un soi de bunăstare percepută. În Republica Moldova, situația de proastă, încât oamenii se dezangajează pentru că o lehamite. În România este o lehamite, dar este cuplată cu bunăstarea. În România, dacă sunt întrebați cetățenii cum merge România, România merge prost, economia merge prost, totul merge prost, dar întrebați de bunăstarea relativă, spun că 64% au o părere bună, foarte bună și bună. Deci România are o percepție a bunăstării relative în condițiile în care crede că tot ce e în jurul interesului imediat, propria familie, apartamentul, amicii eventual, tot merge prost. Deci asta e modelul în acest moment, modelul României și angajarea în politică, nu mă refer strict la politica de partid, dar angajarea în dezbaterea publică, în România este apreciată ca foarte importantă și importantă de sub 20%, undeva 19%, înțeleg, la americanii pe la 49%. Și dacă adăugăm nici importantă, nici neimportantă, americanii ajung pe la vreo 77%, noi nici atunci nu ajungem la 50%. Deci este o dezangajare publică majoră în România care dă, de fapt, explicația prezenței la vot foarte reduse. Deci lipsa de prezență la vot în România este expresia unei dezangajări în viața publică, dar care e cuplată cu oarecare bunăstare care, paradoxal, încurajează această dezangajare. Pentru că în România nu ai nevoie să faci politică sau nu ai nevoie nemijlocit să faci politică ca să ai acces la resurse sau să faci niște bani sau să faci un business. În spațiul estic, de pildă în Ucraina, Republica Moldova, Federația Rusă, dacă nu ești conectat cu politicul, nu poți să ai acces la niște resurse sau la niște bani. Și asta, acolo drama este și mai mare, dacă vreți. Dar în România, din păcate, asta s-ar putea să vedem și la europarlamentare. Dacă nu se întâmplă ceva, să accesezi. Interesul pentru politică e vreo 20-30%. Foarte scăzut. Dacă nu faci cumva să-i scoți, să-i aduci la politic pe cei 60-70%, care sunt decuplați, de fapt, tot ce vedem, disputele de la televizor sau disputele publice, sunt undeva într-o buclă de 30%. Asta este interesul și cred că la europarlamentare vom fi tot pe acolo. Dacă nu se va mobiliza într-un fel sau altul lumea, cum se poate mobiliza lumea? Teme noi, figuri noi, partide noi, pentru că astea mobilizează. Nu? Când a venit Donald Trump în Statele Unite, el a adus câteva procente serioase la putere în plus. De ce? Pentru că o bună parte de categoria de populație care nu se regăsea în mesajul, cum se spune, de mainstream al candidaților, nu interesa votul. Când a venit Trump, unii au zis, domnule, tema asta mă interesează, mă duc și eu. Și au venit 10-15% în plus la vot pentru că a venit un nou mesaj. Ori în România, cam tot ce se întâmplă, la noi și opoziția și puterea sunt ambele de mainstream, ca să zic așa. La nivel de mesaje nu e nicio diferență de mesaje când ne uităm pe anumite teme, cu excepția, sigur, luptei împotriva corupției, care de fapt e un mesaj care, practic, din câte văd eu, e cam singurul mesaj care se vehiculează în spațiul politic românesc. Nimeni nu discută de aspecte regionale, România, regiune, România și relația cu Europa sau România, Republica Moldova, chestiunea maghiară sau sunt teme care sunt pe agenda publică, dar nu sunt pe agenda politică. Și atunci pe oamenii nu poți să-i atragi prin discurs și va rămâne proporția, după părerea mea, dacă lucrurile nu se schimbă ceva, repet, mesaje, persoane, agende noi, procentul va fi foarte mic de participare la vot pentru că lumea trăiește într-o relativă comoditate, într-un relativ confort, într-o prosperitate cel puțin percepută, sigur că nu o compar cu cea germană, și care o lasă în afara spațiului public, că nu o interesează. Deci credeți că anul acesta prezența la alegerile europarlamentare va fi mult mai mică? Eu cred că va fi mică, nu mult mai mică, dar va fi mică. În general, la europarlamentare e mică, dar nu văd de ce ar fi mare, pentru că, sigur că noi spunem, alegerile europarlamentare sunt, de fapt, oglinda unei bătării interne. Bun, dar dacă e oglinda unei bătării interne, pe logica asta trebuie să fie mult mai multă lume la vot, nu? Pentru că, în general, în Europa, la europarlamentare, lumea nu se duce. Da? Dar dacă în România pecetea politicii interne e atât de pregnantă, sigur că oamenii trebuie să se mobilizeze. Dar sentimentul pe care l-am în acest moment este că nu se vor mobiliza. Repet, în actuale condiții, pe aceleași liste, aceleași figuri, de ce aceleași figuri mobilizează oamenii, ar mobiliza oamenii mai mult în europarlamentare dacă nu reușesc să le mobilizeze la alegerile locale? Sau alegerile, hai să zic, locale în sensul de naționale, interne, ca să spun așa. Deci nu va fi o mare mobilizare, că n-are de unde să fie o mare mobilizare. Mobilizarea vine când tu aduci pe aia 70, 60, 70% oameni care nu sunt interesați în politică, în spațiul dezbaterii publice de tip politic, nu spun neapărat politica de partid. Ei, pe aia cum îi scoți?
Păi nu rulând aceiași oameni care rulează aceleași vorbe, că ea vor sta deoparte. O schimbare de mesaje ar trebui să fie făcută și de persoane ca să-i aduci să interesezi și pe aceia. Dar dacă nu se întâmplă asta, evident că nu se va întâmpla nimic. Nici măcar la procentul de vot, că n-ar fi nicio explicație. Domnule Dungaciu, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc cu mare plăcere.